Bine v-am găsit la un episod, un episod în care o să vă prezint noua mea mașină, pentru că am mai pus pe Instagram și pe alte rețele de socializare diferite poze. Și da, ăsta este primul videoclip cu noua mea mașină, care, sincer să fiu, am luat-o dintr-o prostie, a picat destul de bine în momentul oportun și am zis, băi, dacă e să pice bine, dacă nu, nu. Da, o să vă vorbesc puțin despre mașină, probabil după interior v-ați dat seama și după volan ce fel de mașină este. Vă dau un mic pont, în descriere aveți un link ce o să vă duc la niște verificări pe care vertical cu reducere 20%, am făcut un mic parteneriat cu băieții, deci în loc să dați 15 euro sau cutie, acum o să dați cu 20% mai puțin. Acum, hai să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre un BMW F10 din 2015, este Euro 6, motorul de 2000 diesel, o să vă povestesc de-a lungul clipului de ce am hotărât eu motorul ăsta și așa mai departe. Bun. Start-stop, o să opresc muzica și toate cele, o să rămân aici pe navigație și o să vorbim despre diferite lucruri. Da, deci este vorba despre un BMW F10 facelift, anul de fabricație fiind 2015 și este automat. Și o să vorbim imediat și despre dotări, o să mergem puțin și din padele pentru că am o mare dambla cu padelele astea, hai să o punem în drive și hai să ieșim în stradă să vedem cam care este treaba. Bun. Așa, să nu curcăm nici pe cel din spate. Bun, deci, după cum am spus, este motorul de 2000 diesel, pentru că, sincer să fiu, da, sunt de acord că motorul de 3000 este mult mai potent, este mult mai fiabil, dar așa a picat mașina și eu sunt de părere că pentru drumul României 184 de cai sunt mai mult decât suficienți. M-am interesat deja și de un stage la cutie și la motor, se poate ajunge la 210-220 de cai fără niciun fel de problemă, dar cred că sunt suficienți oricum așa. Bine, acum mașina are un power reduction, pentru că este de pe Belgia venită și nu are chiar 184, are mai puțin, dar se poate scoate respectiva limitare, din simplu fapt că acolo se plătesc taxele în funcție de kilowatt, de cai putere, mai ales că acolo se merge foarte mult la drum lung. Prea puțin contează cât că are o mașină acolo, pe ei interesează probabil doar să meargă și atât. Cu privire la kilometri, mașina are peste 200.000 de kilometri și nu m-a interesat chestia asta pentru că mașina în afară, mai ales că i-a făcut într-un timp relativ scurt, după calculele mele, mașina asta a făcut undeva la 140 de kilometri pe zi, în medie, ceea ce nu mi se par foarte mulți, având în vedere că în afară ai autostrăzi și uzura este minimă. Din ce am văzut, interiorul nu are nici cea mai mică ruptură, pielea pe aici, da, este prăfuit, lunea asta o să merg cu mașina la detailing, deja am programat-o. Sincer să fiu cu voi, mașina asta a fost luată inițial pentru revânzare, dar a venit, am văzut că e în regulă și probabil o să o păstrez pentru mine, pentru că, în primul rând, este Euro 6 și sunt de părere că cu un diesel Euro 6 o să mai mergi pe străzi minim 7, 8, 10 ani de aici încolo, pentru că o să se mai fabrice încă câțiva ani de aici încolo, iar pentru nevoile mele un diesel este mai mult decât suficient. Întrebarea românului, cât consumă, nu o să vă zic atâta în APA, pentru că dacă o să o pun la vânzare la un moment dat, iar o să vină la mamă că ai luat-o cu atâta, cu nu știu ce, poate o să apară și la vânzare, dar nu cred că o să mă îndur de ea. I-am făcut schimbul de ulei și filtre pentru că am vrut-o să fie în regulă dacă tot o să încep să merg ca destul de mult. Și e în regulă. O să fac și un clip în care o să vorbesc despre Passat CC versus F10, deci nu se compară nici la preț, nici la cum se prezintă mașina. Mașina este mult mai moale și e tipul de limuzină. Sincer să fiu, în CC îmi venea să dau mai des, adică să o accelerez mai tare mai des, dar asta mi se pare o mașină de drum lung, o mașină, nu știu, mai business, așa să zic. Dar sunt mulțumit de cum se prezintă, momentan eu zic că e pusă la punct, are plăcuțele schimbate, am fost acolo pe istoricul de service, oricum mașina are full istoric în reprezentanță BMW. Din păcate la noi în țară este și mentalitatea asta că are peste 200.000 mai bună, nu e chiar așa, sub nicio formă, mașinile mai ales în afară au parte de mentenanță foarte bună și duc destul de mult. Filtrele, particule și toate sunt în stare bună, nu o să mai fac DPF-off sub nicio formă, pentru că chiar mi-aș bate joc de 1,6 euro să-i fac DPF-off. Când o să fie să fie înfundat, sunt destule soluții, o să o duc la curățat, la ceva, deci nu se pune problema. Cu privire la dotări, mașina n-are pachete, n-are nebuniile astea. M-am bucurat că este Euro 6 și că este anul foarte bun la ea. Mă rog, are navigație mare, comenz pe volan, padele, automat în 8 trepte, climă, încălzire în scaune, piele, farul cu xenon adaptiv și mare parte cam asta ar fi, oglinzile electrice,
insertele astea de lemn, mahon, nu știu exact cum să le zic, n-are ceasurile digitale, dar pentru nevoile mele și așa chiar e o mașină ok și îmi place cum se simte. Să zic că am mers undeva la 100 de km cu ea până acum și chiar îmi place. Mă așteptam să fie oricum mult peste CC, dar e într-adevăr ceva și chiar îmi place mașinuța. Sunt foarte mândru de alegerea făcută. Ok. Hai să vedem. Deci pot să-i și schimb de aici dacă vreau eu. Mă rog, schimbă destul de repede padelele. Oricum cutia asta e destul de renumită, că nu prea are probleme și destul de fiabilă în timp. Este cutia cu convertizor de cuplu. Hai să mă bag aici. Uităm, frate, că ați trăit să vedeți și șoferi de BMW care semnalizează. Nu vreau să mă apuc să omor mașina sau alte cele. Întrebarea românului: cât consumă? Pentru că asta e întrebarea. Nu știu, cred că am un consum de 10, dar am mers pe oraș. Ca și greutate, mașina are undeva la 50 de kg peste ce avea CC-ul, deci nu cred că e o problemă foarte mare asta. Dar mi se pare că se simte mult mai bine. Uite, între 8-a la 120 am sub 2000 de ture, adică pot să-i scos consumuri foarte bune, dacă asta contează. Uite, la 120 am pus pilotul. Deci nu simți absolut nimic în ea, nu i-au plecat plasticele, de asta sunt de părere că mașinile duc și 1 milion de kilometri. Doar că la noi în țară este mentalitatea asta: da, frate, a trecut de 200.000, nu mai e bună. Nu prea e așa. O să vă fac mai multe clipuri pentru că vreau să împărtășesc cu voi mai multe chestii, cum am ajuns să cumpăr mașina asta și așa mai departe. Modelul este Luxury Line, jantele la fel sunt de Luxury Line. Și mașina îmi dă impresia că este un fel de balenuță așa pe stradă, nu este rigid absolut deloc. Și simt așa cum zburdă peste gropi și alte cele. Dacă pe cineva interesează, da, instantul este de 3% la viteză de 120. Dar dacă o să intrăm noi aici în meniu, o să mă uit așa repede pe fugă, de fapt nu setări. Meniu, este foarte intuitiv controlul ăsta, îmi place foarte mult. Trip computer, mă rog, am consum de 11, dar am mers mai mult în oraș. Dacă îți dau acum o resetare, pentru că probabil pe multă lume interesează chestia asta, am un 5.4 acum pentru că este instantul. Mi-a plăcut foarte mult care și padele, chiar dacă nu e o mașină care să fie foarte, foarte sportivă sau să mănânce asfaltul, pentru mine este suficientă puterea asta, merg foarte mult la drum lung, sunt absolut sigur că filtrul de particule nu o să aibă o problemă la mine, cel puțin, pentru că merg la drum lung și nu văd de ce ar avea probleme. A plouat foarte mult în perioada asta și voiam să-și spăl, v-am zis că o să duc la detailing în 2 zile. Vreau să-i cureți interiorul și vreau să fie în regulă, să n-am niciun fel de problemă cu ea. Dacă o să fie să ajungă la vânzare oriunde, o să pun prețul pieței, pe care l-am văzut deja și știu la ce preț se vând mașinile astea. Hai să măresc puțin pasul că văd că am un E60 în spate care se grăbește. Ok. Da, nu se compară ca și senzație și asta nu se compară cu CC-ul, dar sunt mașini din clase diferite și chiar nu are rost să le comparăm. Da, mă rog, sunt absolut, uite, evacuare, alea, șmecherul tot șmecher, da. Văd că la 100 la oră tot între 8 rămâne, cutia asta mi se pare foarte bună, din ce am văzut schimbă ok. La fel, BMW am văzut că o garantează pe viață cutia asta, dar e garantată pe viață cât e mașina în garanție, deși mașina asta încă e în garanție, dar probabil a fost vândută că poate o să intervine ceva, poate nu o să intervină, o să o repar și asta e. Dacă o să fie pusă la vânzare, o să fie pusă la vânzare și tot așa. Ok. 7, 6. Da, vin alții în spate. Oricum, e o plăcere pentru mine să conduc mașina asta, chiar îmi place foarte mult. Pot să zic că m-am inspirat de la Bogdan APR, pentru că am condus și BMW-ul lui, dar nu o să se compare niciodată. Motorul de 3 litri și cu alte modificări aduse, nu e aceeași mâncare de pește sub nicio formă. Dar dacă interesează vecina, da, am consum de 4-6 acum. Oricum, media de consum la mașina asta cred că o să fie undeva la 6-7%, ceea ce la fel nu este foarte, foarte rău. Până mă obișnuiesc cu ea, pentru că nu sunt foarte familiarizat, de aici, de exemplu, spune să dau dintre a 6-a 8-a, o să merg potolit cu ea. Este doar tracțiune spate, nu este X-Drive. X-Drive-ul vine la pachet cu anumite probleme, dar nu este asta o problemă, adică nu mă deranjează. Dar nu am nevoie, pentru nevoile mele mașina asta e absolut suficientă. Că o să ajung să o duc eu în 3-400.000 de kilometri, că nu o să ajung, la fel. Dacă e să fie bine, dacă nu, o să-i dau deja pe 8-a și mașina e în cuplu. Oricum, în general, cutiile automate, mai ales cele în 7-8 rapoarte, încearcă să fie cât mai eficiente la consumul de carburant și schimbă destul de vreme.
adică întura ți-e destul de, destul de joasă. Și unde o țin eu aici la 1700 de ture, chiar e ok, nu e supturată. Să zicem că pe depriză mașina nu este wow, mamă ce aglomerație aici, chiar vreau să ies pe ieșirea asta. Nu este wow în accelerație, dar sincer să fiu, nici n-am nevoie de mai mult. Mergând foarte mult în afara orașului, extraurban, chiar nu, nu simt nevoia de mai mult. Ok, da, să vedem că e și o mașină de acolo, ca să nu încurcăm traficul. Mă rog, la media aici avem radio, navigația, poate o să o folosesc, poate nu o să o folosesc. Aici sunt astea pentru telefon. Mă rog, aici mai sunt niște opțiuni. Nu știu ce să vă mai zic despre mașină. Îmi place. Consider că am făcut o alegere bună. Nu este cea mai tare mașină, nu este mașina perfectă sub nicio formă, dar e mașina care o să-mi satisfacă mie nevoile cât timp o să o țin, după părerea mea. Dacă o să pici o altă mașină și o să cumpăr o altă mașină, pentru că în același timp mai am și acel Opel la vânzare, Opel Astra Jiul, și o să fac un video cu ea zilele astea pentru că mi-a venit actele și tot. Nu, mașina asta are numere roșii acum. Bine, și Opelul la fel, dar aveam doar copiile de la ele. Mare parte are freon încărcat, asta mă bucur oarecum. Mă rog, poți să ai sport confort, poți să dezactivezi ESP-ul cum se zice la VAC. În prima fază pot să zic că mașina este mult mai spațioasă decât un Passat, clar. Este o altă clasă, dar având în vedere că eu merg și foarte mult singur, este un plus și nu este, adică nu mă interesează foarte mult chestia asta. Am văzut că anvelopele sunt în stare bună, adică pot să zic că mașina a venit în stare ok, doar a trebuit să-i fac eu schimbul de ulei, pentru că era neschimbat de vreo 25.000, dar în afară oricum schimburile se fac mult mai târziu, pentru că uzura este mult mai mică, adică în afară se merge numai cum merg eu acum și vă dați seama că mașinile au o uzură mult mai mică în transmisie, în ulei, în frâne, în absolut orice. Bine, mașina fiind automată se schimbă mult mai des plăcuțele, dar asta nu vă neapărat un dezavantaj, pentru că până la urmă confortul se plătește. Schimbul de ulei în cutie știu că costă undeva la 500 de euro, 400-500 de euro, dar merită. Distribuția este pe lanț. Din ce am văzut nu face sunete, m-am uitat, nu are joc, pentru că am vorbit cu Bogdan ABR pe tema asta și mi-a zis să o schimb preventiv dacă trebuie. Dar nu trebuie și nu, ok, cred că sunt băieții cu radarul aici, dacă văd eu bine, și limitele 60. Dacă nu mă înșel eu, da. Păi nu vede Luțu. Nu vede Luțu când stau băieții cu radarul aici. Ce crezi că Luțu e prost? Învață Luțu unde stau băieții cu radarul. Oricum azi chiar, bine, zilele astea am mers foarte mult pe jos. Și chiar le-am învățat absolut toate mișcările, unde stau, ce fac. Și bine, uite, poate mi-a prins bine într-o oarecare măsură. Sistemul audio nu este Harman Kardon, nici cel standard, este sistemul Hi-Fi, nu știu exact. Dar n-am băgat momentan CD sau ceva să văd cum se comportă, nici telefonul l-am conectat, n-am avut timp. Poate că mai sunt multe chestii de descoperit la mașina asta, dar nu mă grăbesc. Momentan mă bucur de faptul că este în regulă pe motor și pe revizii și pe tot ce trebuie și sper să mă bucur de ea cât mai mult posibil. În cazul în care o să veniți în comentarii o să-mi spuneți, dar știi, are probleme, da, știu ce probleme are modelul ăsta, mai are probleme și cu clapetele alea de la admisie, știu că sunt pline de calamină și nu o să mai ducă foarte mult, dar în orice caz deja am vorbit cu băiatul care se ocupă cu chestiile astea și o să-mi schimb asta când o să aibă el pe stoc, pentru că e o cerere foarte mare de clapetele respective în toată țara. Și efectiv nici măcar Bavaria, mamă, ca să zic așa, nu face față la cererea de clapete pentru respectiva problemă. Și când o să fie posibilă reparația respectivă, o să o facem. Până atunci nu o să întâmple nimic grav, sper. Da, ideea este că mașina este luată pe licitații. În continuare mi-ar plăcea foarte mult să mă ocup de chestia asta cu mașini, să aduc mașina la comandă, dar lumea nu are încredere. Lumea vrea mașini măzluite și cu kilometrii dați înapoi și așa mai departe. Dar o să mă apuc poate și de business-ul ăsta, ca să zic așa, la moment oportun, pentru că momentan trebuie să termin licența, trebuie să termin facultatea mea în cam o lună și o să termin. Și o să vreau să mă acces foarte mult pe partea asta de YouTube, o să vină niște colaborări foarte mișto, deja am vorbit cu diferite persoane, dar timpul fiind limitat și așa, aș vrea oricum pe viitor să devin cât mai bun în acest domeniu și să nu mai postez un clip doar ca să fie postat, pentru că uneori fac chestia asta și aș fi ipocrit să nu recunosc. Da, în altă ordine de idei, asta este mașinuța. Pentru alte întrebări, vă rog să-mi spuneți în comentarii. Kilometrii sunt mulți, sunt puțini, sunt peste 200.000, dar nu sunt nici 300.000.
nici 250 de mii, sunt mai puțin. Dar nu m-au interesat kilometrii, m-a interesat că mașina a fost ținută doar și numai în reprezentanță, a fost ținută discurt, s-a schimbat consumabil la timp și probabil în viitor o să-i fac eu, dacă o să o țin, schimb un cutie și o să-i fac și distribuția, dar nu e cazul la distribuție. Da. E aglomerațiile destul de mari aici, este ieșirea spre Vâlcea și nu cred că o să vă arăt cum stau în trafic, deși cred că aș mai putea să vă vorbesc despre diferite chestii. Da. Asta este mașinuța, atâta mi-am permis, asta mi-a plăcut. Da. Asta ar fi episodul, așteptările voastre și noi ne revedem la următoarele episoade. Și nu uitați de un follow pe Instagram, aveți link în descriere, pentru că o să pun foarte des story-uri acolo. Vă salut!